și trăiește, banul viața nu lungește. Cât este ziua de lungă, omule, să-nci bani în pungă. Lasă punga și trăiește, banul viața nu lungește. Mai la hora mare, în loc nu mai sta, să vezi cum se duce, ne trece viața. Cântă și petrece până-n zor de zi, pune-n toate suflet, oriunde ai fi. Mai la hora mare, în loc nu mai sta, să vezi cum se duce, ne trece viața. Cântă și petrece până-n zor de zi, pune-n toate suflet, oriunde ai fi. Veselește cu prietenii, cinstește. Omule, hai sus paharul, fă și tu pe lăutarul. Joacă și te veselește cu prietenii, cinstește. Hai la hora mare, un loc nu mai sta, să vezi cum se duce, ne trece viața. Cântă și petrece până-n zor de zi, pune-n toate suflet, oriunde ai fi. Hai la hora mare, în loc nu mai sta, să vezi cum se duce, ne trece viața. Cântă și petrece până-n zor de zi, pune-n toate suflet, oriunde ai fi. De orice zi, după pofta inimii. Chiar de greul te apasă, pune cel mai bun pe masă. Profită de orice zi, după pofta inimii. Chiar la hora mare, în loc nu mai sta, să vezi cum se duce, ne trece viața. Cântă și petrece până-n zor de zi, pune-n toate suflet, oriunde ai fi. Hai la hora mare, în loc nu mai sta, să vezi cum se duce, ne trece viața. Cântă și petrece până zor de zi, pune-n toate suflet, oriunde ai fi. Mihai Trăistariu, doamnelor și domnilor, a venit din Malta. Nu știu unde e doamna aceea care stătea lângă el, a mai trimis niște poze de Malta. Alte două gadici erau pe lângă el. A. Ce faci, mă, Mihai? Cine îți verte bratele alea pe unde, mă? Erau la plajă, ce ai? Erau doar la plajă. Și am crezut că ești și tu, șoimul maltez. A. Și după aceea, pac, te refezi. Ce sunt aceste bilețele? O să ne jucăm. Înainte de asta vreau să-l întreb pe Mihai. E adevărat că vrei să-ți cumperi casă, că te-ai săturat să stai la bloc? Da, e adevărat. Ăla-i blocul tău, nu? Știu, da, mamaia noastră e bloc lângă bloc. Ai fost vreodată? Deci sunt lipite, la un metru, dai mâna pe geam. Și nu mai vreau așa, vreau la o căsuță undeva la pădure, poate să fie la țară, în periferia Constanței. Păi și atunci, dar tu nu făceai și niște bănuți din treaba asta? La ce te referi? La apartamente. Păi stai că eu, cu apartamentul meu, să mă mut. Alea rămân acolo. Așa, alea să facă bani în continuare. Bani în continuare să fac. Am înțeles, bun. Da. Pe de altă parte, ai aruncat o vorbă. Aici era la Malta, aici era la Malta, da. Am dat direct aici. Erau două creștini erau acolo, pe lângă tine. Erau ucraineni. Catolici. Rusul aici erau. Da? Le auzeam vorbind rusă. Păi și ce are, mă, nu-s fete frumoase? Da, sunt gălăgioase. Este fratele tău. Și-a mai revenit sau tot așa pe câmpii? Tot așa, dar încerc să-l iert. Eu încerc să-l înțeleg, să știi. Lumea mă condamnă că nu vreau să-i plătesc facturile. Oh, ok, îi le plătesc, dar băi, problema e că trebuie să-l plătesc și vreme, nu, avem o vârstă la care nu trebuie să ne mai plătească nimeni facturile. Asta vreau să spun. Nu, adică îl ajuți odată, de două ori, dar nu de 1000 de ore. Nu înseamnă că nu-i plătesc. Așa azi mi-a venit întreținerea 17 milioane tot la el. 1700 de lei. Mi-a zis cineva, vezi că are întreținerea și o să-l dea în judecată. Adică n-a plătit mai multe luni. Da. Zic, dați-mi și întreținerea și o plătim și pe aia. Nu, și mai plătește nimic. Că la un moment dat, apropo de mutat,
ai experiențe nu chiar cele mai bune cu cetățeni ucraineni? Da, păi, adică... Mamaia Nord, jumătate din Mamaia Nord e plină de ucraineni. Am observat că sunt mașini de Ucraina pe acolo. Da, și-au găsit ei puțin rostul acolo că sunt puțin mai izolați, cred, nu stau constanțeni. Și atunci au vrut să stea între ei, că dacă ești pe stradă, numai limba rusă să vorbești. Eu n-am o problemă cu ei, pentru că am avut aceeași milă pe care am avut-o cu toții. Problema e că sunt gălăgioși, nu spun ce grătare făceau în fața blocului, se adunau 5-6 familii, în bloc petreceri până la 3 noaptea cu muzică rusească, zdranga, zdranga. Eu nu am reclamat niciodată asta, că nu fac chestia asta, dar ieri, deci au plecat de o săptămână, cred că de la 1 mai au plecat, că trebuiau să iasă, că vor turiștii să așa. Da? Și au venit o familie, acum nu știu dacă sunt turiști sau ceva, dar stau de o săptămână, dacă nu mi-au trâncănit și azi noapte am postat supărat. Zic, au plecat ucraineni și au venit românii cu o familie de copii de 13-14 ani, nu spun ce acolo. Urlă, țipă exact perete în perete, că la acolo zri gipsul, știi cum e la Mamaia Nord, nu-i perete de cărămidă să n-auzi, sau de tot. Bă, și stăteam pe la 2 noaptea și zic, frate, chiar să urlă așa ca la nebuni. Și am scris, au plecat unii și au venit alții. Da, prin urmare... Deci la casă, la pădure e cel mai bine. La pădure? Păi da. Are pădure la Constanța? Da, are. Sunt, pe la țară, pe acolo găsesc. A, prin exact. Sate. Prin da. Sate, da? Așa. Doamnelor și domnilor, prin urmare, sătul de această viață urbană, complicată, are de gând Mihai Trăistariu să, după ce a câștigat și el un bănuț cinstit și foarte frumos în Malta, nu vorbim de Eurovision, că mă strec la stomac. Oh, da. A murit, Dumnezeu zero să-l ierte. Puncte, cel mai slab punctaj din istoria României. Zero, barat. Nu s-a luat niciun punct, știi? La semifinală. Nu la finală, la semi, nici n-a intrat. Deci nimeni nu l-a votat pe băiatul ăsta. Da, zero barat. Adică, bine, eu nu am nimic cu băiatul. Băiatul e talentat și nu că n-are nicio vină. Vina, știi, cu, pe la organizare e. Nu că simt piesa cea mai bună. Din 100 de piese s-au ales 10. Tu ai scris corect. Alții au făcut super show pe lângă și o piesă mai slabă, dar nu neapărat o piesă altfel, poate să atragă. Show poate suplini. Absolut. Asta nici nu mai e nevoie. Ne aducem aminte că unul dintre marele rezultate României a fost Luminița Anghel cu Sistem, când au venit cu butoaiele. Exact. Cu flexurile. Ăla a fost cel mai tare show al României din totdeauna. Absolut. Așa. Bun. Mergem mai departe. Vreau să-mi trag și mie un bilet de acolo și să ne distrăm, doamne. Hai să trag 10-le astea că l-am văzut. 10 e de bine sau e de rău? E de bine, doamnelor și domnilor. Testul dicției și pentru prietenul nostru. Testul dicției? Hai că e ușor. L-ai văzut pe Vali Vigelie. Mobilă și durere a fost. Și ce trebuie să fac? Hai să vedem numărul 10. Hai să vedem. Trebuie să citesc în viteză. Un caricaturist care caricaturizează caricaturi caricaturistice nu poate caricaturiza caricatura sa. Ce asta? Dăm ceva bam, mai bam, greu. Bam, cum ar fi spus domnul Becali. N-am greșit nimic, nu? Hai mai ia una și mă duc. Câte? 5 am tras. 5. Dar le băgați oricum ce vreți voi. Nu, că uite, scrie mai acolo numărul. Scrie. Hai la Rege Paragarafaramus, când te vei dezoriginaliza? Mă voi dezoriginaliza când cel mai original dintre originali se va dezoriginaliza. Dar cum cel mai original dintre originali nu se va dezoriginaliza, nici regele Paragarafaramus nu se va dezoriginaliza. Zici și tu, Adrian. Na, mă, că nu-i. Dacă stai cu ochii acolo, la cuvântul ăsta dezoriginal, am citit cu totul altceva și nu vreau să intrăm în detalii. Doamnelor și domnilor, vrabia mă lai visează. Am zis bine, da? Bun, doamnelor și domnilor, prin urmare îl găsiți la mare pe Mihai Trăistariu în calitate de proprietar, dar și cu cât se vinde apartamentul ăla tău? Acum ai 200 de lei un apartament pe noapte, vara mai cresc iulie, august 350. Dar dacă îți vinzi apartamentul tău? Dacă l-aș vinde, te referi. Cred că acum un 80.000 de euro, dar ce că o să fie prețurile în scădere o perioadă, că vine criza imobiliară. Doamnelor, dar acum, doamnelor, dacă l-aș da, ar fi un 80.000, dar nu le dau. Deci dacă vine acolo, criza, produc. Să ținem de bănuți? Da, să ținem de bănuți și când crește la loc totul, să cumpărăm. Acum ținem la spungă. Îi mulțumim foarte mult lui Mihai. Noi am mai vorbit, ne-am mai văzut în Malta. Când urmă o să mai fie noutăți, în rest, ai mers pe jos, ce ai făcut? Am mers pe jos, 33 de kilometri, că n-am avut permis o lună. De ieri am permis înapoi, că mi-l luase poliția. Și am mers într-o zi de dimineață, am plecat la 8 de acasă din Mamaia, am făcut Mamaia Nord, Constanța, m-am dus pe la școala mea, m-am întors înapoi. Toată ziua, de la 8 dimineața la 5 seara, numai pe jos, cu un rucsăcel în spate. 33 de kilometri, record personal. Un kil am slăbit în ziua aia. Dar e sănătos? Dar nu 33. Hai, 10 kilometri. Face piciorul frumos, dar nici chiar așa. Nici chiar. Da, odată. Doamnelor și domnilor, îi mulțumim lui Mihai. Vreau să știu dacă avem cumva legătura și cu o tânără domniță care nu avem, nu? Dar ce, crezi că este... doamnelor și domnilor, îi mulțumim lui Mihai. Mulțumesc. Avem aici o solistă absolut extraordinară pe care o să o invităm să cânte și după aia vorbim. Este vorba despre Viorica Macovei.